Ziua îndrăgostiților bate la ușă și dacă nu ați avut timp să-i cumpărați persoanei iubite un cadou, ar trebui să vă grăbiți. Bijuterii prețioase, produse personalizate pentru el sau ea, o cină romantică la un restaurant sunt câteva dintre variantele pentru care puteți opta pentru a vă sărbători iubirea. Am fost într-un centru comercial din municipiu. În funcție de buget, puteți alege un produs personalizat sau un aranjament special pentru care costurile nu depășesc 150 de lei. Însă dacă sunteți dispuși să scoateți mai mulți bani din buzunar, cu siguranță nu veți da greș cu o bijuterie. Un astfel de cadou poate atinge însă un cost de ordinul miilor de euro. Găsim o gamă variată de produse, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Aici vă prezint câteva brățări bărbătești. Pentru doamne, oferta este mai diversificată. Domnii poate să aleagă pentru doamne brățări cu pietre prețioase, semi-prețioase. De exemplu, aici avem o brățară cu safire multicolore, e foarte căutată, plus diamante, iar domnii care sunt deja pregătiți pentru pasul următor într-o relație, așteptăm să alegem un inel de logodnă. Unii deja și-au făcut planuri pentru ziua îndrăgostiților. O să ieșim undeva la restaurant, mâncăm ceva și după acasă. Pentru alții nu trebuie să existe o zi specială pentru a sărbători dragostea. Cred că este nevoie neapărat de o zi anume să sărbătorim dragostea. Dragostea se sărbătorește în familie și în fiecare zi. Indiferent de modul în care alegem să petrecem ziua îndrăgostiților, pentru doamne și domnișoare, un buchet de flori este întotdeauna binevenit, iar costul este accesibil oricărui buzunar. Safirii roșii sunt cei mai căutați, dar în egală măsură sunt foarte bine vândute buchețelele foarte colorate, de primăvară, parfumate. Ziua îndrăgostiților a fost sărbătorită inițial ca ziua creștinismului occidental. În prezent este cunoscută ca o semnificație culturală, religioasă și comercială de dragoste în multe regiuni din întreaga lume, nefiind însă o sărbătoare publică în orice țară.